Viceliderul Federației Sindicale a Siderurgiștilor MetaRom aflat pentru o săptămână în mijlocul sindicaliștilor de la Arselor Mital Stil cu scopul de a lua pulsul vieții sindicale în organizațiile din țară. S-a întâlnit în cursul acestei dimineți cu managementul companiei în vederea armonizării punctelor de vedere referitoare la chestiuni de esență privind situația metalurgiei românești. Practic noi, conducerea Federației MetaRom, încercăm din timp în timp pe parcursul unui an să mergem să discutăm cu administrațiile firmelor pe care, în care avem sindicaliști despre problemele intrinseci reale care există în acele firme și să vedem cu ce putem noi ajuta în contextul în care avem întâlniri, relații și interconexiuni cu structurile politice de la București. Practic, și această întâlnire de la Petrotub după cea din toamna anului trecut. Eu zic că a fost benefică cu cei din conducerea firmei și ne bucurăm totuși că Petrotubul merge bine, e pe un trend ascendent și atât de trei ani chiar merge admirabil față și chiar de alte firme din grupul metal. Nu mai vorbesc de alte fabrici din metalurgie care iată s-au închis, în aceste zile, nu în săptămânile anterioare, s-au închis cinci combinate metalurgice. Liderul sindicatului metalurgiștilor a avut doar cuvinte de lauda asupra modului în care uzina de la Romana a reușit, în condițiile unei crize economice mondiale fără precedent, să rămână pe profit și să fi reușit să aibă relații mai mult decât cordiale cu sindicatele pentru a conlucra atât în beneficiul patronatului cât și în cel sindical. Se vor închide în continuare e vorba de grupul Mecel care și-a vândut tot cele cinci Întreprinderi din România cu 54 de euro unei firme de apartament, o firmă fantomă. Deci ne bucurăm că la Petrotub lucrurile merg bine și felicităm atât managementul cât și sindicatele care au fost suficient de înțelepte și au știut și când să ceară și ce să ceară și de asemenea și să colaboreze și să ajungă la compromisuri rezonabile cu cei din administrație. După discuția cu directorul general al SC al Roman, Arun Sina, au urmat apoi alte două întâlniri cu directorul executiv, Gino Bulai, și directorul de resurse umane, Constantin Bondor, cu care s-au convenit măsuri pentru angajarea pe durată determinată la mital Steel, a celor 400 de metalurgici din la minorul de șase țoli, care până acum lucrau printr-un agent temporar de muncă, G-Group, în felul acesta respectându-se legislația română și făcându-se economii la salarii prin scutirea comisionului de 4% perceput de societatea intermediară.